UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Bun, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. O să continuăm să discutăm pe seama acestor produse de protecție a plantelor în compania fermierilor prezenți în emisiune, domnii Ion Cioroianu, Lucian Cercel și Alexander Degianschi, dar îl vom avea alături și pe domnul secretar de stat Costin Telehuz. Domnul Telehuz, ne auzim, da? Sigur. Bun. Mulțumesc pentru înțelegere. Haideți să continuăm discuția și dezbaterea avută cu fermierii, da? Da, da. Haideți să purtăm acest dialog și îl invit pe Alexander să participe ori de câte ori simte nevoia. Da. Domnul Telehuz, mă auziți? Da. Știu că sunteți fermier. Am fost. Și... nu mai sunt. Bine, aveți fermă. Aveți fermă. Dar nu înțeleg. Dumneavoastră, nu... aveți, domnul Cioroianu, fermă? M-auziți? Vă întreabă dacă aveți fermă. Nu mai am fermă nicio. Am avut. Și vă întreb, că văd că nu țineți cu producătorul agricol, cu fermier. Eu până la ora actuală nu am văzut nicio firmă de pesticide să-și închidă porțile, dar am văzut N ferme care și-au închis porțile. Oameni buni, domnul Telehuz, mâine, păi mâine, nu mai sunteți aici. Faceți o lege în care să vă pomenească oamenii. Ascultați-mă ce vă spun. Este inadmisibil cum lovin în țăranul ăsta, domnule. Din cele mai vechi timpuri, arde-l pe țăran. Nu există așa ceva. Toată lumea ține cu distribuitorul. Am fost ieri la minister, în afară de APPR, nimeni nu țineau cu ei. Nimeni. Păi eu sunt sătul, dumneavoastră ați erbicidat, eu am tratat și erbicidat. Știți câte nu-și făceau efectul? Eu am dat și în judecată firme de pesticide. N-am nicio șansă, nu ai să câștigi cu ei. Și acum dumneavoastră faceți lege în care să le prelungiți, să fie sănătoși. Nu vrem prelungire, eu vă spun, o să vedeți ce va fi domnul pe 8 la minister. Domnul Cioroianu, ați afirmat alaltăieri că nu vreți nici poliția în ferme. Dumneavoastră nu știți că poliția ne controlează? Pe de o parte. Pe de altă parte, v-ați gândit vreodată că s-ar putea ca măsura asta să fie doar la domnul Telehuz, dar poliția, dacă dorește? Yes, domnul Telehuz, cu tot respectul că vă întrerup, dar poliția nu poate să intre pe proprietatea privată, în primul rând. Deci cum să vină poliția ca să ce? De arme, muniții și substanțe periculoase controlează fermele. Majoritatea fermierilor din România utilizează pesticide neprofesionale, care nu se supun acestui regim de arme și muniții. Sunt din grupa 3. Da, dar pesticidele expirate sunt deșeuri periculoase și intră în area lor de competență. Corect, dar cât dintre fermieri dintre noi folosesc astfel de produse și ca să o legiferăm. Foarte puțin, adevărat, dar controlează și alte lucruri, nu doar pe alea reglementate cu pictograma GH06. Domnul Telehuz, aș vrea și sau răspundeți domnului Cioroianu. Da. Aș vrea să fac o clarificare. Nu vreau să las pe cineva să creadă că e o chestie de care eu țin cu dinții. Prelungirea termenului de valabilitate, în primul rând că poate fi doar la dispoziția fermierului, nu a distribuitorului și cu interdicție de vânzare, doar ca să poată folosi în fermă. Și în al doilea rând, că o putem scoate. Vrem să o scoateți. Aș dori să... Vrem dumneavoastră. Trebuie să vedem ce mai vor și alții. Păi ați afirmat mai devreme că așa vor fermierii. Eu întotdeauna am mai spus-o și în alte intervenții, că politicul ăsta care ne reprezintă și dumneavoastră sunteți unul din reprezentanții de la nivel înalt, ar trebui să facă acele politici publice cu adevărat în momentul în care se dorește o schimbare legislativă. Eu vă întreb, a avut loc o astfel de consultare cu fermierii? Că sunt o parte din reprezentanții fermierilor care sunt plătiți de reprezentanții distribuitorilor. Merg pe la fel de fel de congrese, prin străinătate, prin fel de fel de activități comune. Eu nu cred că reprezintă fermierii. Haideți să facem o politică publică. Și eu vă mai spun altceva. Stocurile noastre, ale tuturor fermierilor din momentul acesta, este doar părerea mea personală și în pauză domnul Cioroianu mi-a confirmat-o,
nu reprezintă nici 1% din total, din total pesticide ce se utilizează în România pe o perioadă de un an. Și atunci ce facem? Băgăm și legiferăm un lucru care nu are un impact pozitiv pentru noi, dar din punct de vedere negativ ne poate afecta. Nu, dumneavoastră ați trecut la concluzii, în primul rând. Am presupus. În momentul ăsta discutăm punctual despre un articol care permite fermierului, dacă vrea... Articolul 12. Să treacă și să ia măsura asta, în cazul în care stocul lui are o valoare mare și îl afectează financiar, să aibă opțiunea, dacă substanțele alea mai corespund, să le folosească. Nu vorbim de comercializare, nu vorbim de distribuitori, nu vorbim de nimic. Dar dacă nu vreți, nu e nicio problemă. Domnul secretar de stat, ieri ministrul agriculturii a spus că dacă se prelungește la fermier, se prelungește și la distribuitor. Erați acolo lângă dânsul. Așa că ce vorbim? Articolul, așa cum e el scris acolo, se referă la fermier. Articolul 12 din ordonanță, la ăla bănuiesc că faceți, la draftul de ordonanță, nu? La draftul de ordonanță. Deci acolo articolul ăla, mai deasupra, așa cum a scris și în celelalte acte normative care reglementează treburile astea, scrie clar că produsul de protecție a plantelor după expirarea termenului de valabilitate se transformă în deșeu periculos și va fi neutralizat de îndată pe cheltuiala fermierului. Știți că unitățile care neutralizează aceste produse nu sunt așa de multe și neutralizarea asta nu e nici ieftină. În al doilea rând, eu trebuie să știți că în momentul în care am introdus chestia asta, am vrut să o folosesc ca un argument în relația cu Ministerul Mediului și cu Comisia Europeană și să demonstrez că România ia măsuri pentru a genera mai puține deșeuri periculoase din sectorul economic numit agricultură, pentru că toată lumea este cu ochii pe noi. Sună telefonul într-una și întreabă dacă mai dăm derogare la neonicotinoide. Dumneavoastră credeți că noi să putem să dăm derogare la nesfârșit fără să fim amenințați? Am fost deja amenințați cu infringementul. Putem să dăm o derogare, de audit, noi să nu obținem facem definitiv. Putem să obținem și definitiv utilizarea lor dacă s-ar face un mecanism de identificare în tarlale, în parcele, cu ce administrează fiecare fermier și dacă apicultorul ar ști întotdeauna unde să se ducă. Nu are nicio legătură cu apicultorul. Sunt produse care au fost scoase din piață și pe care noi le folosim cu derogare. Nu are nicio legătură cu apicultorul, cu parcela, cu permanent, cu nu știu ce, s-au dus astea. Domnul secretar de stat, revin și vă spun că ceea ce spuneți dumneavoastră, am propus eu ieri la minister ca prelungirea să facă pentru pesticidele care se găsesc în stoc la fermier și m-a întrebat domnul ministru de ce. Și am zis pentru că sunt plătite și azi nu se poate. Dăm și la distribuitor dacă dăm la fermier. De-aia nu vrem noi, de-aia ne batem, pentru că în condițiile în care se dă la fermier, automat se dă și la distribuitor. Dacă noi vrem să se dea numai la fermier. Am fi absurzi. Dacă ați fi mai puțin pătimași și ați fi un pic mai articulat și ați explica mai clar ce vă doriți, dar ați sărit în sus și ați zis nu din prima, deși n-ați citit cu atenție articolul ăla. L-am citit, că e în fața asta este o măsură menită pentru fermier, nu pentru distribuitor, nu pentru importator. Importatorul retrage loturile din piață de la distribuitor, le duce înapoi la fabrică și le reomologhează. Deci ei deja fac asta legal. Rămâne pe din afară distribuitorul la mijloc, ca să nu se poată face, să nu se poată jongla cu lucrurile astea. Era o chestie de bun simț, destul de simplă și cu argumentare foarte clară. Dorim să scădem cantitatea de deșeuri periculoase generate de agricultură. La aliniatul 3 din articolul care îl invocați dumneavoastră, reține ce scrie. Comercializarea și utilizarea produselor cu termen de valabilitate prelungit se face fără modificarea etichetei.
Comercializarea, fermierul nu comercializează. Ok, putem să schimbăm și să spunem că este interzisă comercializarea. Este în contradicție cu tot ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Este în contradicție cu tot ce ați argumentat mai devreme. Domnul secretar. Nu e în contradicție. Măsura este menită pentru fermier. Păi fermierul nu comercializează. Da, unii fermieri nu comercializează. Majoritatea nu comercializează. Da, e adevărat, e o scăpare, mi-o input mie. Mai sunt și alte scăpări, așa cum a spus și domnul Ariu. Da, pentru asta avem mecanismul de dezbatere, de consultare publică. Bun, haideți că îl avem și pe domnul Degianschi, vrea și dumnealui să intervină. Nu e în studio, e la Timișoara, dar ne aude și ne vede. Spune, Alex. Mă auziți? Da, da. Da, aș vrea și o mică intervenție pentru că, până la urmă, în general, calea este cea a dialogului, dar, din păcate, am avut de foarte multe ori talentul noi românii să ne dăm cu stângul în dreptul, să fim mai catolici decât papa și mă aduc aminte de acea perioadă în 2015 sau 2016 cu identificarea fără echivoc a parcelelor, când eram cu micrometru în câmp și aveam niște probleme și foarte mulți fermieri au pierdut subvenții în acea perioadă și subvenții pierdute chiar în detrimentul fermierilor pentru că acea reglementare nu era cerută de nimeni. Numai de aceea eu cred că este foarte important ca fermierii să aibă la dispoziție un dialog deschis și până la urmă înțelegere că sunt convins că 99% din fermieri sunt oameni de bună credință și care vor să facă agricultură pentru că aia știu să fac. Și că există, într-adevăr, în fiecare pădure uscături. Nu este de contestat. Dar nici nu putem să plecăm de la premisa că fiecare dintre fermieri este un infractor sau ca și cum ai pleca cu ideea că cel de lângă vrea să-ți bage mâna în buzunare. Părerea mea este că totuși această ordonanță clar are loc de îmbunătățiri și trebuie să se îmbunătățească. Desigur, nici care nu ne dorim să folosim produse care sunt expirate și mai mult decât atât să cumpărăm cu bună știință produsele expirate și cum zicea și domnul Cercel, că mai bine nu le folosim, mai bine nu se dă derogare nici pentru fermieri, nici pentru distribuitori. Pentru mine este o variantă cât se poate de benefică ca pentru fermier să existe o derogare de 2, 3, 4, 5 luni, pentru că până la urmă, într-adevăr, ca și în cultura rapiță, există anumite produse care rămân pe stoc peste iarnă și sunt folosite în primăvară, dar, repet, vorbim despre sume mari de bani, despre produse care le aplicăm pe plante și avem nevoie să ne asigurăm cultura. Trăim în această perioadă în care toată lumea de la sudul Africii până în nordul Americii vorbește de siguranță alimentară. Nu putem să ne riscăm și să avem produse de protecție a plantelor cu termen de valabilitate incert. Și mai ales fermierii trebuie să știe foarte clar care sunt consecințele dacă fac lucruri ne la locul lor. Tocmai de aceea eu cred că o campanie de informare este mult mai importantă decât una de coerciție. Pentru că de cele mai multe ori, cele mai bune rezultate apar nu atunci când scoți bâta la cineva, ci când încep cu informare, educare, pentru că asta ne lipsește în mare parte. Eu am zis-o și am spus-o la de ce foarte... măsuri coercitive vă referiți? Păi am văzut inclusiv în acest text de ordonanță închisoare de la 1 la 5 ani, închisoare de la 2 la 7 ani. Da. Primul lucru. 1 la 5 ani se referă la folosirea fără autorizație a produselor foarte toxice și cel până la 7 ani se referă la produsele ilicite. Dumneavoastră nu vreți să combatem furturile din fermă? Bineînțeles că acest lucru este unul foarte grav, dar cu produse contrafăcute
sau cu contrabandă din țări vecine care nu se supun la aceleași reguli cu noi? Bineînțeles că este un lucru foarte, foarte important să se combată orice fel de contrabandă cu produse ilicite. Într-adevăr, poate am exagerat cu 2 la 7 ani, dar mi-a rămas sărit în ochi. Dar inclusiv, păi da, dar m-ați acuzat pe mine că am pornit de la premisa că fermierul e vinovat. Ministerul Agriculturii nu v-am acuzat, domnule secretar de stat, singurul lucru ce am zis este că se va da loc când fermierii automat cu toții vor ști că vor fi sub o anumită lupă, vor exista foarte mari presiuni și vor exista, până la urmă, suntem cu toții oameni și avem și noi nevoia ca până la urmă să știm că suntem priviți cu prezumția de nevinovăție, că până la urmă acesta este cel mai important lucru într-un stat de drept. Domnul secretar de stat, dar nu-l arestează pe ăla care vinde aceste produse, l-arestează pe cel care le are în curte. Ăla nici nu știe. Sunt destui fermieri care n-au pregătire agronomică. Trebuie să aibă acte de proveniență și trebuie să indice de unde le are. Ca să ajungă poliția la cel care le-a vândut. Păi și dacă spune, l-am luat de la Costică și... Păi nu, să facă dovada. Să facă dovada, normal. Facă dovada, trebuie să aibă acte de proveniență. Domnul Telehuz, am și eu o întrebare către dumneavoastră. Ascult. Se știe în acest moment de către Ministerul Agriculturii unde sunt cu adevărat stocurile la distribuitori sau la fermieri? Nu am pornit în gândirea asta de la cantități sau de la valori, de la stocuri. Am pornit de la situații punctuale în ferme ale colegilor noștri, dumneavoastră, vă întrerup, care sunt puși în situația să distrugă produse care încă cu tot respectul, vă întrerup. Eu am o fitofarmacie. În fiecare an, la sfârșitul anului, pe 31 decembrie, raportez stocurile către Direcția Fitosanitară. Mi se solicită și este reglementat prin lege. Dumneavoastră, în calitate de reprezentant al Ministerului și șef al Agenției Naționale Fitosanitare, nu ar trebui să aveți astfel de rapoarte la sfârșitul anului? Stocurile din ferme nu se raportează. Nu! Dar de la distribuitori se raportează. Asta vă spun. Știți stocurile de la distribuitori? Le știu dacă le cer, dar nu de la... Păi spuneți-ne-le și nouă. Păi asta, spuneți-ne și nouă stocurile distribuitorilor. Vreau să le știu pe de rost acum? Nu, dar ar fi important să vedem și noi ce stocuri au distribuitorii. Măi, oameni buni, voi nu înțelegeți că e o măsură menită să ajute fermierul? Cum? Da, prin comercializarea produselor expirate? Uitați-vă la articolul 12, alineatul 3. Bine, aia o considerăm o scăpare și o scoatere. Aia sunt multe, domne, mereu e scăpare. La noi nu e, la dumneavoastră e. Dă un col. Eu mi-am admis o vină și o eroare. Dar noi nu am greșit cu nimic. Noi chiar avem încredere în toți reprezentanții ministerului și ne dorim să fiți un sprijin pentru tot ce domnul Telehuz, mai spunea la un moment dat domnul Arion vis-a-vis de cei care comercializează online. Corect. Nu sunt băgați. Deci dacă doriți să discutăm despre comerțul online, sunt două variante. Să fie controlat în niște condiții stricte și au fost articole în proiectul de OUG care impuneau niște condiții pentru comerțul online. Dar în discuțiile cu Inspectoratul General al Poliției Române și cu Fitosanitarul am constatat că nu putem să impunem și să urmărim aceste condiții, pentru că există situații în care comerțul online se poate face fără depozitare. Noi am fi vrut să obligăm orice comerciant online și să aibă depozit și stoc și să-l raporteze ca toți distribuitorii. Iar IGPR-ul a spus că nu are capacitatea să urmărească și să desființeze. O altă măsură era să-l desființăm cu tot, să interzicem comercializarea online a produselor de protecție a plantelor. În primul rând, în momentul ăsta, măsura nu este posibil de implementat cu strictețe
Și în al doilea rând, părerile au fost împărțite și între, în industrie, care a invocat faptul că o parte din companiile mari au sisteme online de plasarea comenzilor, de emitere de vouchere și așa mai departe. Și de aia comerțul online nu a fost abordat. Între paranteze, nu este reglementat nici în restul Europei. Nimeni până acum n-a reușit să pună, să-i pună lesă, ca să zic așa. Bun. Alex, mai ai vreo întrebare pentru domnul secretar de stat? Nu, în general aici oarecum sunt lămurit că există foarte multe aspecte de reglementat care trebuie până la urmă realizate prin dialog și haideți să privim la orice lege bună ce a fost construită în orice țară, a fost construită cu multe tensiuni, cu mult dialog, cu un pic de tensiune, dar până la urmă rezultatul trebuie să fie unul benefic tuturor părților. Și iar aici vorbim despre interesele fermierilor, că pentru că România are până la urmă o suprafață agricolă imensă și este datoare să își protejeze securitatea alimentară în aceste perioade extraordinar de tulburi. Perfect de acord. Bun, mai aveți pentru domnul Telehus ceva? Nu, mai ne întâlnim la 8. Bun. Mulțumesc, domnul Telehus, pentru participare. Cu drag, oricând. Mulțumesc. Seară bună, numai bine. Da. Acum, am văzut ce a spus și ministerul, v-am auzit și pe dumneavoastră. Mă rog, părerile telespectatorilor sunt aici, pe pagina noastră de Facebook Agro TV. O să citesc așa repede câteva din mesaje. Florin Plato: nu e pe placul niciunui fermier român această ordonanță de urgență. Ionuț Stănilă: suntem foarte nemulțumiți pentru legea pesticidelor. Ion Păunel: corect ce spune domnul Telehuz și a nuanțat foarte bine, doar fermierii, nu distribuitorii. Domnul Platon: nu avem voie să folosim substanțe din țări terțe, dar avem voie să ne hrănim cu produse agroalimentare din țări terțe. Cum e, domnule secretar de stat? Da, sunt mesajele celor care ne văd, care ne urmăresc. Dacă ele vor mai veni, vom continua. Sunt convins că nu o să ajungem la un punct de vedere comun, pentru că sunt și asociații, cum e cazul APPR-ului, nu? Care susține această ordonanță de urgență. Dacă cineva de acolo dorește să intervină... Sunt interese, vă spun încă o dată, și în rândul unor asociații profesionale, sunt interese, nu pot să le zic personale, dar mărunte. Nu e posibil, vă spun încă o dată, că mă repet, domnul Teleos, nu i-a plăcut această ordonanță. A zis bine, n-a recunoscut că scrie și pentru comercializare, a zis că e o scăpare. A recunoscut. A recunoscut, a zis că a fost o scăpare, da? Încă o dată vă spun, e clar că e lovit în fermierul român. O să vedeți dacă se dă această ordonanță ce se va întâmpla pe piața de pesticide din România. Și iar și cu sancțiunile, să știți, adică zice închisoare pentru produse ilicite. De unde să știu eu că e contrafăcut dacă el este ambalat și tot și tot? Bine, îl iau cu acte. De unde? Și spune pentru utilizator, nu și pentru comerciant. Bun, după pauză să încercăm să stăm de vorbă și cu cei de la APPR. Poate doamna Alina Crețu, director executiv, o să ne răspundă la telefon și va veni cu argumentele Asociației Producătorilor de Porumb din România vis-a-vis de această ordonanță, dacă așa stau lucrurile. Pauză și ne întoarcem. Natupol, polenizare naturală. Soluții personalizate pentru fiecare tip de spațiu protejat.